Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1653, la data de 3 aprilie, s-a încheiat prima domnie a lui Vasile Lupu în Moldova. Acesta a fost de origine a român, ocupând de-a lungul timpului dregătorii importante în Moldova. Activitatea internă a acestui domn a cuprins un spectru foarte larg, înăsprind fiscalitatea și obținând astfel venituri mari. A menținut cu bani bunăvoința porții și a întreținut o armată relativ numeroasă, precum și un fast deosebit la curtea domnească. Principala sa calitate este aceea de bun gospodar. A refăcut curțile domnești din Iași și Suceava, întreținând și refăcând cetățile. În anul 1640, din inițiativa lui Vasile Lupu, este înființată Academia Slavo-Greco-Latină la Iași, supranumită și Colegiul Vasilian, unde tinerii primesc instruire și educație. Vasile Voievod l-a susținut și pe mitropolitul Varlam în marea activitate culturală a acestuia. În Moldova este fondată în anul 1642 prima tipografie, cu sprijinul mitropolitului Petru Movilă și a meșterilor tipografi de la Kiev. Aici au văzut lumina tiparului, lucrările intitulate Cazania lui Varlam, Șapte taine bisericești, Pravila lui Vasile Lupu sau Bucoavna. De asemenea, tot pe data de 3 aprilie, în anul 1953, a trecut la cele veșnice regele Carol al II-lea. Deși în perioada domniei sale, România a cunoscut cel mai mare avânt economic din perioada interbelică, aceasta s-a caracterizat prin permanentul conflict dintre rege și clasa politică. Carol dorea ca instituția monarhică să joace rolul principal în stat și s-a lăsat influențat în actele sale de camaralia regală, încercând constant să discrediteze în ochii opiniei publice formațiunile politice democratice. Cu inteligență a folosit momentul alegerilor din decembrie 1937 pentru a instaura în România un regim monarhic autoritar. De altfel, autoritarismul fiind o caracteristică a majorității statelor europene din această perioadă. Izolată pe plan diplomatic, România a trebuit să cedeze în fața presiunilor și să accepte pretențiile teritoriale revizioniste din vara anului 1940. Dezordinea generală din țară l-a determinat pe Carol al II-lea să îl cheme la putere pe generalul Ion Antonescu, considerat singura persoană capabilă să conducă țara în tot acest context intern și internațional. Noul prim-ministru a fost investit cu puteri depline în stat, iar pe data de 6 septembrie 1940, Carol al II-lea a abdicat în favoarea fiului său Mihai I. Ultimii ani din viață i-a petrecut prin călătorii în străinătate și, în cele din urmă, s-a stabilit la Estoril, în Portugalia, unde a decedat la 3 aprilie 1953.